Cei care s-au născut în Zodia Scorpionului vor avea în ziua de 25 iunie discrete probleme parteneriale. Ele presupun menținerea unui echilibru și întâmpinarea unor evenimente cu aer de noutate, de mică, mare surpriză. Dar vor face față. Între 26 și 28 iunie la prânz, Casa 8 a beneficiilor Materiale patrimoniale este foarte bine susținută de trei planete în transi prin Gemeni. Mercur domiciliu, Venus, micul benefic și Luna. De aici și șansa de a avea discuții importante, de a se ajunge la o înțelegere, de a folosi argumente care să i servească cauza. Scorpionul poate fi abil, subtil, diplomat, să lucreze foarte tehnic. Să aibă de partea lui documentația, informația, dreptatea, adevărul, știința de a pune în pagină o temă, un proiect, o cerere, o revendicare, o pretenție. Totul însă va fi foarte elegant, fără să supere, fără să deranjeze, fără să acuze pe nimeni, de așa natură încât îi va pune pe cei care îl ascultă în situația de a fi de acord cu el. Nu vor avea încotro, totul va fi de partea lui mai poate fi și o altă ipostază și anume întâlnirea cu persoane competente care să-i ofere o bogăție de variante la o problemă, o bogăție de informații, un cumul de explicații, o forfotă, o efervescență care să îl întărească într-o viitoare dispută pentru că de data aceasta el va fi mai bogat prin aceste cunoștințe, informații, teme, spețe pe care le-a primit din partea cuiva. Poate fi vorba de un notar, de un avocat, de un mediator, de un expert, de un specialist în domeniu care îi face un tablou complet al situației. Așa încât el nu va mai fi în necunoștință de cauză. Între 28 iunie după ora prânzului și 1 iulie dimineața, Casa noua, conștiință, gânduri, convingeri superioare, va sta sub semnul lunii noi în zodia aracului. Pe fond, este vorba de un eveniment stresant, care îi pune la încercare pe cei născuți în Scorpion, pentru că această fază de lună nouă rac se va asocia și cu o conjuncție cu luna neagră la grad perfect și cu trei rânduri de quadraturi pe care acestea le vor face cu Jupiter din Berbec, plasat în tranzit în casa a șasea, muncă. Și atunci putem trage următoarele concluzii. Probleme de conștiință născute din conflictele la locul de muncă, în principal cu superiorii. Fel de a se desfășura o activitate profesională care nu mai concordă cu convingerile nativului. Părere, opinii, simpatie, atașamente. Discrepanță majoră între temă și modalitate de a fi pusă în aplicare. Apoi, problemele de conștiință sunt foarte special înțelese și trăite de către scorpion, care vor avea o reacție retractilă. Nu vor să pună în discuție nimic din ceea ce știu ei, cred, simt, trăiesc. Își apără cu tărie ideile și convingerile și le apără în sensul în care nici nu-și propun să asculte, să gândească o altă variantă. Sunt foarte convinși de ceea ce știu și n-au de ce să pună din senin în discuție o temă majoră, cum ar fi, de exemplu, de ce crede în Dumnezeu sau de ce crede în ortodoxie sau în altă religie. Acestea nu sunt lucruri care pentru Scorpion să poată fi discutate așa nonșalant ca și cum ar fi o temă banală. Numai că s-ar putea să fie prezentă niște locuri în care să se producă niște atacuri, niște atentate, prin cuvinte, fraze, judecăți de valoare sau chiar prin adresă directă, referire chiar la persoana sa, și să intre în discuție crezurile și convingerile, atitudinea față de lume și viață, scară de valori, motivații atașamente față de persoane, implicații în activități și programe de larg interes și larg ecou public, fel de a-și desfășura activitatea profesională. Totul tinde să degenereze, arată urât pentru că conține o nuanță de jignire, atac la persoană, poate fi vorba și de o atitudine depreciativă, de multă ironie, persiflare, sarcasm, de gesturi trăiri și o conduită care să trădeze dezaprobarea, dezgustul celui cu care dialoguează o persoană din Scorpion sau a unui grup întreg prin furtătorul de cuvânt ori chiar prin atitudinea comună a celorlalți. Și, cum zice românul, se va trezi prins la mișloc. Va fi victima unei ipostaze nedemne, urâte, și ca premiză, și prin conduită, și prin conținut. Nu cred că scorpionul nu va ști să iasă din încurcătură, pentru că este un as al acestor atacuri rapide. Numai că atacul unui scorpion rănit în lucrurile la care el ține cel mai mult este un spectacol în sine dramatic. Nu-i bine nici să-l vezi, nu-i bine să asiști, nu-i bine să auzi, nu-i bine nici pentru Scorpion să-l trăiască, dar va fi un spectacol de neuitat. În primul rând, pentru că ei vor scoate lucrurile cele mai speciale din tranzitele acestui moment, și anume forța de reacție și combativitatea atipică. Dacă toți se așteaptă ca Scorpionul să. Apeleze la mijloacele cunoscute, se înșală. Va avea reacții atipice, spuneam adineauri, rapide. Vehemența este deja un lucru care aproape nu poate fi realizat, pentru că nu are el timp să fie și vehement. El este foarte eficient. Se pune întrebarea dacă e bine să ignore astfel de atacuri nu cred că este bine să le ignore, nu cred că e bine să le lase fără replică, nu cred că este bine să lase o ipostază publică să se desfășoare în detrimentul lui fără a îi pune la punct, pentru că lasă impresia că este descoperit, de mascat, că este adevărat ce spun aceia și că el nu mai are cuvinte, nu are replică, nu are argumente și este înfrânt și redus la tăcere. Așadar, aici, delicatețea, ignorarea, atenuarea, cum se cădeni, abordarea cu un surâs nu sunt nicio tactică, nu sunt nici eficiente, nu sunt nici utile, iar din punct de vedere moral, logica spune cu totul și cu totul altceva, încât e clar și evident că scorpionii, dacă ascultă ce spun eu acum și cu adevărat se vor afla într-o astfel de ipostază, trebuie să uh, rețină așa ca Slogan, ca sintagmă, ca definiție a felului lor de a se purta în acele momente, se cheamă forță de reacție rapidă.